Asta este și o întrebare, importantă, și este vorba de discuțiunea de zi proporțiunea de care doamna Tatiana Hrotaru. Și îmi permiteți să aduc cunoștință dumneavoastră decizia Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității Educației și Cercetare din numărul 2 din 25 noiembrie 2022. Deci se aprobă formarea Consiliului Științific Specializat ad hoc în susținerea tezei de doctor, după cum urmează. Consiliul Științific Specializat de 321.04.22.43 la Instituția Medico-Sanitară Publică în Sfânt de Cardiologie a vizitat cu dreptul de a organiza susținerea tezei de doctor științific medicare la doamnei Hrotaru Tatiana, cu tema Impactul clinic și social al tezei psoriazice, specialitatea 321.04, cu reumatologie, Încătorul științific, doamna Mazur Minodora, doctor habilitat în științii medicale, profesor universitar, contact științific, domnul Popovici Micail, doctor habilitat în științii medicale, profesor universitar, academician. În următoare componență, președinte Caraoș Alexandru, secretar științific, doamna Cozocar Svetlana, doctor în științii medicale, domnul Mușet Gheorghe, doctor habilitat în științii medicale, profesor universitar, doamna Vitrilă Snejana, doctor în științii medicale, confidențială cu universitar, domnul Moscalu Vitale, doctor în științii medicale, confidențial cercetător, și doamna Raievski Elena, doctor candidat în științii medicale, confidențial universitar. În calitate de referență oficial, doamna Gropa Ileana, doctor candidat în științii medicale, profesor universitar, și doamna Tagadiu Colga, doctor candidat în științii medicale, profesor universitar. Îmi permiteți să prezint cuvântul doamnei secretar științific pentru a trece în revista actele prezentate în dosarul pretendentului și corespunderea acestor acte normative al ANAC. Profim doamnei Cojocaru. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, estimați membri al Consiliului Științific Specializat, onorată asistență. În Consiliul Științific Specializat, de către doamna Tatiana Hrotaru, pretendentă la titlul științific, a fost depus la termen dosarul care include următoarele documente. Decizia Consiliului de Conducere a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare numărul 2 din 25 noiembrie 2022 cu referire la formarea Consiliului Științific Specializat în cadrul Institutului de Cardiologie pentru organizarea și desfășurarea susținerii publice a tezii de doctorat. Teza și rezumatul, hotărârea seminarului științific de profil boli interne 321.01, reumatologie 321.04, imunologie 31301 din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Destimețeanu, proces verbal numărul 2, din 19 aprilie 2021, la care este anexată copia listei de prezență a membrilor seminarului și formularul evaluării tezii de către seminarul științific de profil nominalizat. Lista lucrărilor științifice la tema tezii, semnată de autoare și certificată de către secretarul științific al instituției, la fel și suplimentul cu o publicație la tema tezii de doctorat, avizul pozitiv al laboratorului științific de cardiologie intervențională din cadrul Institutului de Cardiologie, proces verbal numărul 5, din 23.12.2020, în cadrul căruia a fost elaborată teza. Avizul conducătorului științific, a doamnei profesor Minodora Mazur și consultantului științific, a domnului academician Mihail Popovici, la teza de doctorat. Lista organizațiilor pe adresa cărora au fost expediate rezumatele științifice cu ștampila poștei inclus în dosar cu 30 de zile înainte de susținerea publică. Toate documentele prezentate în dosar de către pretendent al titlului științific corespund actelor normative în regulare ale Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Mulțumim, doamna secretar. Dacă au apărut careva întrebări, dacă nu sunt, atunci oferim cuvântul. O să-mi permiteți să dau caracteristica doctorantei. Da. Da, și da, vă rog, da, Tatiana Hrotaru și-a făcut studii universitare la Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Destimețeanu, la specialitatea Medicină Generală, în perioada anilor 1993-1999. Pe parcursul a 3 ani consecutiv a fost deținătoarea bursii Nicolae Destimețeanu pentru reușită academică și premiată SOROS.
În perioada anilor 1999-2002 a urmat studiile postuniversitare prin rezidențiat la specialitatea medicină internă, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Crestinițeanu. Ulterior, pe perioada anilor 2002-2004, a continuat studiile prin secundariat clinic în cardiologie la aceeași universitate, având drept bază clinică Institutul de Cardiologie. În perioada anilor 2012-2016, a urmat studiile prin doctorat la Institutul de Cardiologie, concomitent activând și în calitate de cercetător științific în Laboratorul de Cardiologie Intervențională. Totodată, în perioada anilor 2012-2013, a absolvit cursul de nanobioinginerie la Universitatea Tehnică din Moldova, obținând calificare de bioinginer, iar din 2016 până în prezent, până în anul 2019, a efectuat studiile de masterat la Institutul Internațional de Management Nova, din Chișinău, obținând grad de masterat în administrarea afacerilor. Din anul 2012 până în prezent, a activat în calitate de conducător de proiect și coordonator al mai mult de 30 de trialuri clinice multicentrice de diverse faze cu indicații diferite, având drept bază clinică Institutul de Cardiologie. Pe parcursul acestor ani de activitate prodigioasă din doamna Tatiana Rotaru s-a manifestat ca un medic și cercetător de o calitate înaltă. Cele mai importante rezultate științifice au fost reflectate în circa 33 de publicații, dintre care 14 sunt la tema tezei, inclusiv 3 articole în reviste din bazele de date internaționale Scopus, precum și au fost prezentate aceste rezultate la circa 21 de foruri științifice internaționale, sub formă de postere, teze și prezentări orale. Au fost obținute 2 certificate de inovator, iar rezultatele cercetării reflectate și implementate în practica clinică curentă a secției Institutului de Cardiologie, dar în special în secția numărul 4 a instituției. De asemenea, pe lângă activitatea științifică, doamna Tatiana Rotaru desfășoară și activitatea curativă, se bucură de aprecierea pacienților și respectul colegilor, care o caracterizează drept o persoană loială, sârguincioasă, perseverentă și dedicată profesiei. De asemenea, posedă 4 limbi la un nivel avansat, inclusiv limba engleză și franceză. Mulțumim! Deci, o curiculă impresionantă după mine, așa că acum chiar trecem. Doamna Tatiana Rotaru, vă rog să vă expunem rezultatele lucrării studiului și parcursul a 20 de minute. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, onorată asistență. În ultimii 20 de ani, conceptul despre artrită psoriazică, condiție cronică ce se dezvoltă în cadrul psoriazisului, a evoluat ca urmare a studiilor clinice, epidemiologice, imagistice și imunogenetice. Cercetările efectuate sugerează că maladia reprezintă o artropatie unică, ce include atât manifestări musculoscheletale, cât și afectarea pielii și unghiilor. Realul Centrului din Europa a estimat că pacienții cu psoriazis, în 31%, dezvoltă artrită psoriazică după 30 de ani de psoriazis cutanat. Un studiu mai nou, condus de Ocampo, publicat în 2019, a identificat 21-26% de pacienți ce au dezvoltat artrită psoriazică pe fond de psoriazis. Studiile istorice au utilizat definiția descriptivă de caz propusă de Moll și Wright, care a definit artrita psoriazică drept artrită inflamatorie în prezența psoriazisului și absența factorului reumatoid. Cohorte subsecvente de centre de cercetare au identificat proporții diferite de pacienți cu artrită psoriazică ce s-au segregat în subgrupuri cu oligoartrită sau poliartrită asimetrică. Grupul de cercetare a psoriazisului și artritei psoriazice, GRAPA, a furnizat definirea. Artrita psoriazică este o manifestare a bolii psoriazice caracterizată prin inflamație, implicarea endezelor, oaselor și articulațiilor. La stabilirea diagnosticului la etapa modernă, cele mai utilizate sunt criteriile de clasificare ale artritei psoriazice ca SPAR, cu menirea să asigure diagnosticul CER al pacienților înrolați în cercetare. Reșind din cele expuse, scopul studiului nostru a fost studierea domeniilor de impact și a conceptelor importante pentru abordarea artritei psoriazice din perspectiva pacientului. Pentru realizarea acestui deziderat, ne-am propus un set de obiective investigaționale. Analiza influenței factorilor demografici și factorilor social-economici asupra pacienților cu artrită psoriazică și rolul lor în dezvoltarea maladiei. Aprecierea informativității instrumentelor clinice specifice pentru artrita psoriazică și valorificarea lor clinică și diagnostică. Estimarea complianței la tratament din perspectiva pacientului.
determinarea costurilor de management al pacienților cu artrită psoriazică și a factorilor predictivi pentru diminuarea acestor cheltuieli. Elaborarea unui model de abordare individualizată a pacienților cu artrită psoriazică care ar contribui la optimizarea conduitei curative acestora. Designul studiului. Inițial, în lot au fost incluși 95 de pacienți, dintre care 3 au fost excluși, astfel, lotul de cercetare a constituit 92 de pacienți cu artrită psoriazică confirmată, care inițial au fost supuși cercetărilor generale prin examen clinic general, determinarea acidului uric, PCR-ului și DSH-ului, după care au urmat cercetările speciale prin determinarea factorului reumatoid, vas durere, aprecierea globală de către medic și pacient, chestionarul de evaluare a sănătății și cercetările imagistice. Ulterior am proces la evaluarea pe domenii. Domeniul clinic a determinat activitatea artritei psoriazice prin DAPSA, BASDAI, MASES și PASE. Domeniul social a inclus determinarea calității vieții, satisfacției pacientului, stare de generală de bine, dizabilitate, determinarea domeniilor de impact a artritei psoriazice și productivitatea muncii. Domeniul economic, am cercetat costurile directe, indirecte, intangibile și disponibilitatea de a plăti. După care am proces la analiză și interpretare rezultatelor. Dintre pacienții cu artrită psoriazică au predominat femeile din mediul urban la momentul cercetării, având vârsta între 18 și 70 de ani, vârsta medie circa 48 de ani. Referitor la durata bolii, aceasta varia de la 18 la 522 luni, media fiind de 179 luni, adică 15 ani. Un interes deosebit a prezentat timpul când s-a instalat artrita psoriazică în cadrul psoriazisului cutanat și s-a dovedit că s-a produs după un interval de timp de la o lună până la 118 luni, media de instalare artritei psoriazice constituind 32 de luni, ceea ce semnifică peste 2 ani și jumătate după stabilirea diagnosticului de psoriază. Am continuat investigația prin a urmări distribuirea pacienților conform categoriei de vârstă la momentul cercetării prin segregarea ei în decade. De altfel, picul instalării artritei psoriazice revine între 31-40, 51-60 de ani, ceea ce o caracterizează ca și o boală pentru vârsta aptă de muncă, unde absenteismul la muncă ar putea induce diminuarea participativă a unui membru al societății, dar poate interveni și prezentismul, când o persoană cu boală cronică nu poate exercita obligațiile profesionale în volum complet. Pacienții din lotul de studiu cu nivel educațional de 9 ani au fost în minoritate. Circa jumătate subiecți au fost cei cu studii între 9 și 12 ani, iar studii superioare asociate cu post-universitari au avut circa 38% cazuri. Am comparat datele noastre cu rezultatele studiului efectuat de EDER și colaboratori în 2017, în cadrul căruia a fost apreciat și nivelul educațional, care au relatat predominarea pacienților cu nivel educațional înalt, 72% versus 38% cazuri în datele noastre. De altfel, în cadrul cercetării din 2017, autorii concluzionează că nivelul educațional mai jos reprezintă factor de prognostic rezervat al bolii. Am fost interesați de rezultatele evaluării factorilor de risc de implicare articulațiilor în psoriază. Astfel, 15% dintre femei au raportat drept cauză purtarea tocurilor, 13% menopauză. La fel, activitatea fizică intensă, sportul sau traumele în 15% cazuri. Denotat că pacienții au expus 2-3 factori care au declanșat boala, iar mai mult de jumătate din pacienți nu au detectat un factor sigur ce ar fi favorizat instalarea artritei psoriazice. Analizând distribuția criteriilor de clasificare ca SPAR în lotul de studiu, am remarcat că pacienții au avut prezente dovezi ale psoriazisului actual sau psoriazis în antecedente. De asemenea, 89 de pacienți au avut factorul reumatoid negativ și 3 au avut factor reumatoid în titre joase, considerat negativ. Denotat că circa 43% dintre pacienți au avut semne radiologice de artrită, 38% manifestări uniare tipice, iar la 31% s-a dezvoltat dactilită. Distribuția pacienților conform numărului de criterii CASPAR a depistat că 51% de pacienți au avut prezente 5 criterii la momentul examinării. Pacienții cu 4 criterii au constituit circa 34%, iar cei cu 3 criterii CASPAR doar 15%.
Analiza activității artritei psoriazice conform indicelui DAPSA prezentat în figură demonstrează că activitatea medie a bolii a fost de 27 puncte, care se clasifică drept activitate medie-joasă, interval variațional larg de la 9 la 74 de puncte. Denotat că aproximativ 2/3 a indicelui a fost în limitele 15-30 de puncte, de altfel considerat nivel mediu. Ulterior, am separat pacienții în funcție de nivelul de activitate, înaltă, moderată, joasă și remisiune. Rezultatele reflectă faptul că la momentul includerii în studiu, niciun pacient nu a avut statutul de remisiune. În același timp, activitatea joasă a fost detectată la 13%, cea moderată la 48% și statut de activitate înaltă a bolii rămâne la 39% cazuri. Am continuat cercetarea prin determinarea activității axiale prin BASDAI. Rezultatele au indicat o medie generală de 5,27 puncte, considerată înaltă la 26% pacienți. Am continuat cercetarea prin corelarea indicilor principali ai bolii cu bunăstarea globală. Am fost interesați de suprapunerea stării globale cu activitatea bolii. S-a stabilit corelare moderată între starea globală a pacientului și activitatea maladiei evaluată obiectiv de medic prin DAPSA. Totodată, la compararea datelor stării generale a pacientului cu activitatea axială BASDAI, am obținut rezultate care nu corelează, deci activitatea bolii exprimată prin implicarea coloanei vertebrale influențează nesemnificativ starea lor generală. Estimarea scorului entezeal masis expusă în tabel detectează că cea mai frecventă afectare a fost implicarea tendonului Ahilie, mai accentuat pe dreapta, 77 versus 64, ceea ce demonstrează încă o dată că în artrita psoriazică se implică structurile periarticulare. În proces s-au implicat ligamentele și fasciile traduse prin fascia plantară. Rezultatul cercetării a pus în evidență implicarea spinei și cristei iliacă, dar și articulațiilor costochondrale, procesul dovedindu-se a fi asimetric. Un lot aparte au constituit pacienții cu activitate joasă, ce au format un subgrup din lotul de pacienți examinați în cadrul studiului realizat. Pentru nominalizarea pacientului cu activitate minimă, a fost necesar ca acesta să întrunească 5 din 7 criterii prevăzute pentru statutul de activitate minimală. Analiza panoramică a evidențiat 12 pacienți, ce constituie circa 13%, ce au respectat aceste criterii, similar cu această noțiune din artrita reumatoidă sau lupus, ce presupune tratamentul personalizat. La etapa ulterioară am efectuat analiza corelativă a indicelor DAPSA și BASDAI, determinând o corelație moderată. Aceste date reprezintă faptul că ambii indici sunt eficienți în aprecierea activității bolii la pacienții cu artrită psoriazică. În plus, fiabilitatea activității bolii prin acești doi indici la pacienții din studiu s-a dovedit a fi înaltă. Rezultatele principalelor instrumente clinice denotă că prin PGA, Patient Global Assessment, pacienții și-au apreciat starea globală cu 60 de mm, ceea ce corespunde nivelului moderat. În același timp, evaluând subiecții prin aprecierea globală de către medic, am înregistrat 64% 64 mm. Cu toate că VAS durerea, aproximativ comparativ cu Patient Global Assessment, este mai jos, starea globală are impact asupra calității vieții pacienților. Reprezentarea box plot a valorilor calității vieții la pacienții cu artrită psoriazică demonstrează distribuția valorilor calității vieții în raport cu valorile medii, ceea ce demonstrează o implicare a ambelor componente, cel mental 43 și cel fizic 41 de puncte, interpretate drept calitatea vieții redusă, în special pe domeniul mental. Un alt indicator de evaluare a aspectelor psihologice ale bolii a fost cel de apreciere a stării generale a pacienților conform indicului bunăstării generale. Chestionarul acoperă 6 dimensiuni: anxietatea, depresia, starea generală de sănătate, bunăstarea, autocontrolul și vitalitatea. Scorul este interpretat ca o medie generală pentru lotul de studiu, constituind 55 puncte, apreciat drept o stare de suferință severă. În cele ce urmează, la aplicarea scalei Rankin cu scopul de determinare a dizabilității funcționale și dependenței în activitățile zilnice, am desprins că gradul 1, fără dizabilitate semnificativă, au avut 29% pacienți, gradul 2 la 34%, ceea ce corespunde cu dizabilitatea ușoară și incapacitatea de a efectua toate activitățile anterioare cu menținerea funcției de autoîngrijire. Dizabilitatea moderată a avut 15% pacienți,
14 au manifestat incapacitate de a fi independent, dar care nu au necesitat îngrijire permanentă. Dizabilitate severă s-a depistat la 6% pacienți. Rezultatul analizei corelative a principalilor indici în artrita psoriazică a demonstrat corelația moderată și strânsă între numărul de articulații dureroase, tumefiate și durere. De asemenea, se regăsește o corelare moderată între scala de dizabilitate Rankin și funcționalitatea articulară estimată prin Cachiu. Prin prisma obiectivelor trasate am apreciat costurile, dintre care cele directe au constituit în mediu 12.334 lei pe an per persoană, iar cele indirecte s-au dovedit a fi mai mici, constituind numai 1.259 lei pe an din costurile totale. Din cele afișate, este cert că 87% pacienții din studiu au cheltuit pentru medicamente. Spitalizările au costat 103.000 lei, investigațiile circa 1,3%, transportul 0,7% și alte cheltuieli circa 2%. Pentru investigații, reabilitare, kinetoterapie, cheltuielile au fost procentual mai mici, deoarece au fost raportate la costurile totale, unde cel mai mult s-a cheltuit pentru medicamente, inclusiv biologice. De notat că în populația Republicii Moldova, fiecare subiect cheltuie pentru medicină în mediu 5,2% din venit, iar în artrita psoriazică 12,6% din venitul mediu pe economie, ceea ce indică povara financiară importantă asupra lor. Am meditat asupra dorinței fiecărui pacient de a achita ipotecă serviciile medicale pentru a fi sănătos, folosind un instrument clinic autoadministrat, disponibilitate de a plăti, iar analiza rezultatelor a constituit în mediu 21.000 de lei, cu intervale largi de la 3.000 lei la 100.000 de lei. Potențialii predictori ai majorării costurilor totale au arătat că durata bolii, indicele activității DAPSA, durerea și starea globală, Patient Global Assessment, presupun invariabil și efecte de creștere a costului, dar ca indici de corelare, acești factori nu au avut o influență directă asupra lor. Pacienții care s-au declarat angajați au completat chestionarul de evaluare de pierdere a productivității muncii PAI din cauza artritei psoriazice. Orele absentate de la serviciu pe parcursul a 7 zile precedente au fost între 0 și 60%, media fiind de 10%. Pierderea productivității în orele petrecute la serviciu, prezentismul, a fost de 64%, astfel impactul major este determinat nu atât de absenteism, cât de prezentism. Totodată, productivitatea totală la locul de muncă rămâne la limite acceptabile de 8%. Domeniul de impact major îl constituie pierderea productivității generale cu scăderea ei semnificativă de 69%, depășind nivelul acceptabil de 50%. Am fost interesați să evaluăm satisfacția față de tratament. Astfel, 38% dintre pacienți care au aplicat terapia topică s-au arătat satisfăcuți, 19% au fost nesatisfăcuți sau parțial nesatisfăcuți, în timp ce circa 42% dintre subiecții examinați au avut o atitudine neutră față de tratamentul topic. Referitor la terapia convențională, prin utilizarea remediilor antiinflamatorii non-steroidiene și imunomodulatoare, remarcăm satisfacție între 57-68% cazuri. De notat că preparatele biologice administrate la un număr restrâns de pacienți cu artrită psoriazică a prezentat satisfacție în circa 94% cazuri. Repartizarea impactului bolii în artrită psoriazică din perspectiva pacientului am divizat pacienții în două loturi. Lotul întâi cu psoidul mai mic de 4 au fost 17 pacienți. Lotul 2 cu psoid mai mare de 4 puncte în 75 de pacienți. Astfel, am demonstrat că asupra 82% subiecți cu artrită psoriazică, boala are un impact important, fiind o povară pentru ei. În materialul ce urmează, am suprapus loturile formate cu principalii indici ai artritei psoriazice. Astfel, în conformitate cu rezultatele prezentate în tabel, datele de sex și vârstă au fost similare în ambele loturi, durerea fiind mai pronunțată în lotul cu psoid mai înalt de 4 puncte. De menționat că atât pacientul cât și noi am apreciat starea globală mai gravă la pacienții cu impact al bolii mai mare, însă în cazul pacienților din lotul 2 au indicat o stare mai severă evaluată de către medici. Totodată considerăm obiectivitatea noastră că punem în valoare atitudinea complexă de la pacienții cea subiectivă. Referitor la activitate, a fost mai înaltă în lotul 2, de asemenea ca și
pe cerie și scorul intezeal în lotul 2, atunci când activitatea axială a fost identică în ambele loturi. Denotat că afectarea cutanată evaluată prin indicele PASI a fost mai mare în lotul cu psalit sub 4. Am constatat că HQ s-a dovedit a fi mai înalt în lotul cu impact mai mare, ceea ce demonstrează, în opinia pacientului, povara artritei psoriazice atât pentru durere, activitate, cât și pentru funcționalitate. Drept punct final și încheiere asupra studiului derulat în conformitate cu obiectivele trasate, considerăm oportună propunerea de a modela conduita bolnavului cu artrită psoriazică, pacientul urmând să fie consultat de către medicul de familie, dermatolog și reumatolog, cu utilizarea instrumentelor clinice moderne pentru obiectivizarea cantitativă a principalilor indici. Conform ghidurilor și protocoalelor naționale, după stabilirea diagnosticului, se administrează tratament convențional. În cazul eficacității acestuia, cu ameliorarea stării generale a pacientului, cu diminuarea absenteismului și prezenteismului, se vor reduce și costurile tratamentului și, respectiv, povara bolii asupra pacientului cu artrită psoriazică, care în continuare va urma tratamentul de întreținere și profilaxie a acutizărilor. În cazul insuficienței tratamentului, se va procede la o altă etapă de management, posibil prin aplicarea terapiei biologice, care va crește costurile, dar posibil va menține calitatea vieții, va diminua efectiv absenteismul și prezenteismul, dar și impactul bolii asupra pacientului cu artrită psoriazică. În cazul ineficienței remediilor biologice sau biosimilarilor, se va recurge la medicamente experimentale. Noutate și originalitate științifică. Din perspectiva studiului transversal realizat de noi prin aprecierea domeniilor de impact, a fost evaluat un lot de pacienți cu artrită psoriazică venică prin metode clinice, imunologice, biochimice și imagistice pentru elucidarea variabilor ce comportă impact asupra lor. În premieră au fost calculate productivitatea muncii și costurile directe și indirecte la lotul de pacienți cu artrită psoriazică. A fost conturat calitatea actului medical prin calitatea vieții și satisfacției pacientului, precizată valoarea instrumentelor clinice și aplicabilitatea lor în asistența medicală. Semnificația teoretică. Studiul a argumentat utilitatea și informativitatea instrumentelor de evaluare contemporană a pacientului cu artrită psoriazică și a stabilit factorii ce influențează povara bolii asupra pacientului cu artrită psoriazică. Astfel, ne-am focalizat cercetarea asupra activității bolii prin DAPSA, estimarea intezitelor scorul MASES, afectarea cutanată prin PASE, satisfacția prin indicele de satisfacție și calitatea vieții ca și domenii clinice, sociale și economice. Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele studiului multifacetar cu utilizarea parametrilor clinici, paraclinici, imagistică și instrumente clinice au adus contribuții la identificarea factorilor ce pure perclusiuni a artritei psoriazice asupra pacientului suferit. Vă rog să-mi permiteți să nu dau citire concluziilor, dat fiind faptul că ele au fost prezentate în autoreferat. Dacă membrii Consiliului sunt de acord? Da. 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 Bine. Vă mulțumim pentru prezentare, dar v-ați încadrat perfect 20 de minute. Bravo. Acum mergem cu întrebări. Toată lumea poate pune întrebări. Trebuie să simt disertație. Da, domnul profesor, da. Așa. În studiul dumneavoastră, la ce etapă mai des a apărut artrita psoriazică? Și dacă s-a avut pacienți cu psoriazi numai cu intezite? Mulțumesc, domnule profesor. În studiul nostru, artrita psoriazică în mediu a apărut după 2 ani și jumătate de la instalarea psoriazisului. Deci, intervalul totuși a variat de la o lună până la 118 luni. Am văzut pacienți care aveau psoriazis cutanat și afectarea intezelor, dar nu i-am inclus în studiu din cauza că nu răspund complet criteriilor de inclusiune. Mulțumesc! Să-ți făcut, da? Da. Vă rog întrebări. Mulțumesc, colegi, dar oricum doamna profesor Pagălin. Domnul Rotaru, așa o întrebare. Deci, dumneavoastră, când ați prezentat metodologia, ați avut și un panel de investigații de laborator. Totuși, când ați prezentat rezultatele, deci, nu știu cum, ele așa au rămas mai în umbră aceste rezultate și ele, la fel, nu se revăd în concluzii. Deci, întrebarea mea este, care au fost, totuși, rezultatele obținute și au ele o valoare așa, cât de cât, pentru a fi recomandate spre utilizare sau cum credeți dumneavoastră? Mulțumesc, doamna profesor. Într-adevăr, în cadrul
studiului nostru, la etapa de examinare generală, noi am determinat spectrul lipidic, am determinat valoarea glucidilor și acidul uric a acestor pacienți, dat fiind faptul că mulți din ei dezvoltă comorbidități și pentru monitorizarea acestora a fost, este necesar și valoros monitorizarea acestor parametri. Totodată, o deosebită importanță are valoarea acidului uric, deoarece în cadrul psoriazisului are loc un turnover grăbit a celulelor dermale și în acest caz are loc creșterea acidului uric, care poate duce la dezvoltarea gutei sau complicațiilor renale. De aceea, acești parametri ar fi parametri cheie, în afară de PCR, VSH, care indică nivelul inflamației. Da, și nivelul glucidic, desigur, deci, ca și comorbidități, cel mai frecvent se dezvoltă maladiile cardiovasculare, intoleranța la glucoză și diabetul zaharat și dislipidemie. Ați mulțumit răspuns? Da. Vă rog, întrebări mai departe, da, doamna conferențiarul? Întrebarea mea ține de un instrument pe care dumneavoastră l-ați aplicat în studiu. Vorbesc despre SAID. Ați putea să ne relatați un pic mai concret, totuși, care domeniul de cele reflectate prin acest instrument, fizic, social sau psihologic, a fost mai efectat la pacienții din cohorta dumneavoastră și care sunt rezultatele altor studii, dacă comparați din alte țări? Mulțumesc, doamna conferențiar. PSAID-ul este un instrument validat prin studii intervenționale. La determinarea, deci în cadrul acestui instrument se evaluează 12 domenii de impact asupra a bolii asupra pacientului. Dintre acestea sunt durerea, fatigabilitatea, dereglările de somn și multe altele. În cadrul studiului nostru, unde a fost examinat 92 de pacienți, cel mai afectat a fost domeniul genei din cauza prezenței fizice. De asemenea, pacienții cu greu au gestionat boala și anxietate. Spre comparație cu alte studii, în, de exemplu, Holland, în anul 2017, a publicat un studiu în care s-au examinat aceleași domenii de impact și în țările occidentale mai importante sunt depresia, dereglările, tulburările de somn și iritabilitatea. Aceleași date le-am văzut la Laura Coates, care este un expert bine cunoscut în acest domeniu și în rest, pe alte domenii, au fost similare parametrii pe care am determinat și noi la pacienții noștri. Stimat domnul Rotaru, aș adresa o întrebare care ține de satisfacția pacienților. Dumneavoastră ați relatat foarte bine rezultatele ce țin de satisfacția pacienților în studiul dumneavoastră. Având în vedere că utilizați instrumente care sunt standardizate și le aplică foarte multă lume pe globul nostru, deci rezultatele dumneavoastră devin a fi comparabile cu studiile și de din afara țării. De ce întrebarea mea este dacă ați putea să ne dați și datele dumneavoastră în comparație cu datele literaturii? La evaluarea satisfacției pacientului, noi în lotul nostru de studiu am determinat că pacienții s-au arătat cel mai mult satisfăcuți de interacțiunea personală cu medicii, de comunicarea cu medicii, de calitatea tehnică a actului medical și satisfacția generală. În schimb, s-au arătat nesatisfăcuți sau mai puțin satisfăcuți, numai 13% cazuri, de costurile pe care le implică tratamentul și investigațiile. În comparație cu datele lui MIS, de exemplu, deci ei au aproximativ aceiași parametri, însă nu există acest domeniu financiar, acest efect sau această disatisfacție pentru costurile tratamentului, deoarece la ei se utilizează pe larg terapia biologică, în schimb ea este acoperită de către asigurare. Și în acest caz pacienții sunt mai satisfăcuți fără ca să aibă
impactul negativ al corilor. Vă mulțumesc. Mai sunt întrebări? În același context, m-ați anticipat doamna profesor Raevski cu o întrebare care chiar e foarte interesantă. Dumneavoastră a spus că, per general, cheltuie din bugetul familiei, din PIB-ul familiei, 2%, dar vorbim despre maladii la general, da? Republica de 5,2%. Da, dar dacă vorbim de psoriaze, se atunge 12%. Da, se dublează. Cum ați calculat chestia asta? A ieșit din faptul că și câți pacienți dumneavoastră în studie au primit terapie biologică cu anticorpi monoclonali? Fiindcă costul la canakinumabul acela sau ustekinumabul e pur și simplu e fantastic. Câți pacienți din studiul dumneavoastră au reușit să primească și nu are asta influențat cu costul general, că uite, ești cu psoriaze sau fost, au cheltuit mai mulți bani? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule profesor! Pentru determinarea costurilor în lotul nostru, noi am determinat costurile directe, indirecte și intangibile. În costurile directe s-au inclus spitalizările, cheltuielile pentru medicamente, cheltuielile pentru investigații, cheltuielile pentru transport și cheltuielile pentru îngrijirile medicale nemijlocite. Ca să determinăm costurile medicamentelor utilizate, fiindcă aceasta a fost partea cea mai mare, am luat costul mediu din valorile indicate. Deci pacienții în chestionar au indicat ce fel de medicamente au utilizat. Iar noi, după asta, am luat valoarea medie a prețurilor din 5 rețele de farmacie din Republica Moldova și am făcut valoarea medie a acestor prețuri pe fiecare medicament conform catalogului de la 1 ianuarie 2018 până la 1 ianuarie 2019. Ce ține de preparatele biologice? Din păcate, în Republica Moldova ele nu sunt înregistrate și nu pot fi procurate. În schimb, unii pacienți au avut rude peste hotare și au putut în Italia. Da. România este program de stat pentru chestia asta, da. Da, acolo este acoperit de stat și în și în Italia de asemenea. Deci, au fost ajutați de rude în unele cazuri. Unii pacienți au participat în studiile clinice înainte de a intra în cercetarea noastră și au avut acces la preparatele biologice. Și din, în studiul nostru, 12 pacienți au avut acces la așa. Puteți să ne spuneți și astea, cât costă o doză de tanakinumab? Eu nu țin minte exact, dar vorbim de mii de euro pe lună. 12.000 de euro, da, pentru două, mi se pare că injectări. Deci nu știu, prețul e enorm. Da, mulțumesc. Dar există biosimilarele care ar fi o soluție pentru Republica Moldova. Ele sunt foarte clar discutate acum la toate forumurile, că dau eficacitate și costurile lor sunt mai mici. De aceea Mulțumesc, da. În schimb, da. Ar putea să ajute pacienții. Vă rugăm dacă întrebări dacă au apărut. Dacă nu au apărut, trecem la... Sunt întrebări? Nu. Trecem la punctul următor, deci sectarul științific, aduce la cunoștință obiecțiile, sugestiile, expuse în avizul seminarului științific de profil, nota informativă a ANACEC și avizile altor centri științifici referitoare la valoare științifică și aplicativă a lucrării. Poftim, doamna secretar. Mulțumesc mult, stimate președinte, membrii Consiliului Științific Specializat, onorată asistență. Etapele de examinare a tezei de doctorat au fost parcurse în conformitate cu actele normative ale Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Materialele tezei au fost discutate și aprobate în cadrul Laboratorului Științific de Cardiologie Intervențională din cadrul Institutului de Cardiologie, proces verbal numărul 5, din 23.12.2020. La ședință au participat 15 persoane, a prezentat ședința doamna Victoria Ivanu, doctor habilitată științei medicale, profesor și cercetător. În procesul verbal s-a stipulat întrebările adresate, răspunsurile date de către competitoare, luările de cuvânt, obiecțiile și sugestiile emise. Decizia unității primare este de a aproba materialele tezei de doctor științei medicale a doamnei Tatiana Rotaru cu temă impactul clinic și social al artritii psoriazice și a înainta lucrarea pentru discuții și aprobare la etapele următoare. Avizul este semnat de către președintele
ședinții doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător Victoria Ivanov. În alta vis este hotărârea seminarul științific de profil boli interne 32101, reumatologie 32104, imunologie 3101 din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Destinițeanu. Conform procesului verbal numărul 2 din 19.04.2021, se confirmă discutarea tezei prezentată pentru obținerea titlului științific de doctor științe medicale cu tema Impactul clinic și social al artritei psoriazice, elaborată de doctoranta Lotaru Tatiana, conducător științific Mazur Minodora, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, consultant științific Popovici Mihail, academician al Academiei de Științe din Moldova, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar. Seminarul științific de profil nominalizat a înaintat următoarele recomandări. Tema 1. Tema tezei de doctor în științe medicale doctorante Rotaru Tatiana este actuală, scopul cercetării fiind realizat pe deplin, lucrarea este scrisă la un nivel teoretic înalt, forma și stilul expunerii corespund normelor actuale. Teza conține notat științifică, valoare practică și se conformează cerințelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare al Republicii Moldova, referitor la tezele pentru obținerea titlului științific de doctor în științe medicale. 2. Până la înaintarea tezei spre susținere în cadrul Consiliului Științific Specializat, lucrarea urmează a fi redactată în lingvistic și aducerea în concordanță cu cerințele tehnice ale ghidului privind perfectarea tezelor. 3. Conținutul tezei corespunde specialității 3.104 reumatologie. 4. Teza de doctor în științe medicale prezentată de doamna Petreana Lopaua, în conformitate cu prevederile punctului 5 al regulamentului privind constituirea și activitatea seminarului științific de profil, acumulă 73 de puncte, se apreciază ca bună și se recomandă spre promovare în Consiliul Științific Specializat. Prin vot scris unanim, s-a luat decizia de a recomanda teza doamnei Tatiana Rotaru pentru susținere în cadrul Consiliului Științific Specializat la specialitate 3.21.04 reumatologie. Hotărârea este semnată de președintele seminarului științific de profil doamna profesor Liliana Gropa și secretarul seminarului științific de profil doamna conferențiar Lucia Mazur Nicolici. Ca urmare a examinării tezei de doctor în științe medicale, doamna Tatiana Rotaru, în cadrul Comisiei de Expres de Profil Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, a fost formulat unele obiecții și recomandări emise printr-o notă informativă. Doamna Tatiana Rotaru a luat în considerație toate recomandările și obiecțiile Comisiei de Expres de Profil Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare și a efectuat modificările respective în teză. La dosar este prezent un răspuns la această notă informativă semnat de candidat, conducătorul științific și consultantul științific, în care se indică modificările operate în teză. Acest răspuns a fost semnat suplimentar de către secretarul științific și președintele Consiliului Științific Specializat. De asemenea, Consiliul Științific Specializat au provenit 6 avizii de la savanținători din centrele științifice internaționale număr de 4 și naționale număr de 2. Un aviz este semnat de către Diaconu Camilia, profesor universitar, doctor habilitat în medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie, Carol Davila, București, șef clinic de medicină internă, Spitalul Clinic de Urgență România. Un alt aviz este din cadrul aceleiași universități, semnat de Bartoș Daniela, profesor universitar, doctor habilitat în medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie, Carlos Davila, București, Facultatea de Medicină Internă, Departamentul 5, România. Un alt aviz este oferit de către Ancuța Codrina Irena Mihaela, profesor universitar, doctor habilitat în medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie, Grigoriu Popa, Iași, România. Un alt aviz este din Egipt, de la domnul Rim Hamdi Amohamed, profesor universitar în reumatologie și imunologie clinică, Facultatea de Medicină a Universității Cairo, Egipt. Un alt aviz este oferit de către Valeriu Hobeț, profesor universitar, doctor habilitat în medicină, șef catedrei de fiziopatologie și fiziopatologie clinică, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie, Nicolae Destinițeanu, Republica Moldova. Un alt aviz este prezentat și semnat de către Mircea Bețiu, doctor în științe medicale, conferențial universitar,
șef catedrei de dermatovirologie, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Desmirțeanu, Republica Moldova. Toate avizele primite sunt pozitive, se dă apreciere înaltă valori științifice și aplicative a tezei efectuate de către doamna Tatiana Rotaru, sub ghidarea conducătorului științific a doamnei profesor Nina Dora Maju și a consultantului științific domnului Vladimician Mihail Popovici. În avizile parvenite în Consiliul Științific Specializat, se menționează că lucrarea prezentată este un studiu finisat, abordează un domeniu actual atât pentru cercetare, cât și pentru practica medicală, include elemente inovaționale și oferă rezultate originale care suplimentează coerent informația existentă la problema cercetată. Teza corespunde cerințelor actuale pentru tezile de doctor în științe medicale la specialitatea 321.04 reumatologie, iar competitoarele mele pe titlul științific de doctor în științe medicale. Mulțumesc, doamna secretar. Doamna Tatiana, vă rog să le expuneți plările și țările de avizie. Stimată doamna profesor Liliana Popa, vă mulțumesc mult că ați acceptat să recenzați lucrarea noastră. Aduc sincere mulțumiri pentru aprecierile date la proreferatul doamnei profesor universitar Diaconu Comelia, profesor universitar Bartoș Daniela, profesor universitar Atuța Codrina Elena Mihaela din România, profesorului universitar Rimham B. A. Mohamed Mejid, profesor universitar Probeț Valeriu și doctor în științe medicale Pețin Mejid. Bine, doamna, deci, următorul punct este expunerea conducătorului științific și a consultantului. Conducătorul, în mod obligatoriu, cred că sunt domnul Cădeliceanu. Bine, mult stimate domnule președinte, mult stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, onorată asistență. Punct de referință la inițierea acestei lucrări, în opinia noastră a conducătorilor acestui proiect științific, cea a doctorantei, a fost implementarea pe larg a instrumentelor clinice, mai cu seamă că apăruse deja lucrările care vorbeau despre rolul, impactul bolii asupra pacientului și nu mi-a fost interesant anume impactul din perspectiva pacientului. Fiindcă la patul pacientului s-a demonstrat că pacientul, în afară de faptul că administrează tratament convențional, are nevoie să-și spună pesul și are nevoie de alinare. Acest proiect științific, chiar de la bun început, mi s-a părut că trebuie nuanțat, volumetric și expresiv. Și Tatiana, la acea etapă, a fost gata. Dar, când a venit timpul să suprapună datele clinice cu instrumentele, cu indicii de inflamație, ușor, ușor, teza mergea mai greu. Istoric, artrita psoriazică vine din dermatologie și a avut mai multe numiri, a mai fost numită și artropatie și boală psoriazică. Atunci când a venit în reumatologie această patologie, ea era privită ca un inel de căsătorie pe degetul arătător. Însă, Tatiana, fiind la început nu chiar cel mai mare reumatolog, a încercat să analizeze rezultatele obținute, dar în momentul când s-a întâlnit cu foaia albă pe care trebuia să scrie adevărul științific, de fapt a scrie este un curaj și starea ta psihologică și dacă ai dispoziția să scrie nu lucrează, și pe data de 5 trebuie să prezinți articol, pe data de 10 referență, pe data de 30 însăși lucrarea și iată, așa, încet, încet, lucrarea aceasta s-a finalizat. Aș vrea să spun că însăși disertația care o fac cercetătoare și a făcut-o și Tatiana, din punct de vedere a unui botanic, e ca o florărie, cu flori mai mari și mai mici,
culori diferite, cum sunt și indicii care obținem în rezultatul cercetărilor. Însă în florării mai este ceva. Mireazma florilor. Și în viază tot este ceva. Fleroclinic și fleroștiințific. Eu cred că Tatiana, până la urmă, a înțeles și a aplicat acest pilon important. Astăzi poți constat că ea a rupt fructul din arborele științei, vorba lui Carol Davila, și doresc să aibă succes din munca care a îndeplinit-o cu multă stăruință și pidurată și să aibă din ea folos. Dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, doamna profesor, da. Domnul academician. Eu cred că atât de expresiv și frumos doamna profesor Minadora m-a adus să exprimat că eu nu prea am ce adaugi, vorbit mai mult că meritul esențial, partea elevului în realizarea acestei lucrări și aparține, vă zic, doamnei profesor. Eu mai aș menționa că disertanta noastră este o persoană polivalentă și mă bucur că în cadrul acestor valenții se găsește, se negăsește ce aspectul sau dragoste față, sau interesul față de cercetare. Asta. Mulțumim, doamna Zicean. Și etapa următoare, deci un fapt foarte important, referință oficială. Doamna profesor Ileana Gropa, vă rugăm să vă spuneți. Stimate domnule președinte, stimați membrii Consiliului Științific Specializat, onorată asistență, deci astăzi am onoarea să prezint referința doamnei Rotaru Tatiana la tema impactul clinic și social al articolului psoriazice. Ca conducători am văzut, deci avem pe doamna profesor Mazur Minodora și domnul academician Mihail Popovici. Deci, actualmente, deci, se cunoaște că artrita psoriazică este o patologie imunoinflamatorie care face parte de grupul spondiloartritelor seronegative, un tablou clinic polimorf de la formele axiale la cele periferice poliarticulare. Artrita psoriazică determină leziuni articulare erozive și destructive, undeva în 40-60% de cazuri, fapt care cauzează instalarea unui dificil funcțional motor sever și ulterior implică costuri sociale ridicate. Studiile recente au demonstrat că în populația europeană, la pacienții cu psoriazis cutanat, artrita psoriazică se dezvoltă undeva în 30% din cazuri. Deși este o afecțiune relativ frecventă, afectează undeva 1% din toată populația lumii, artrita psoriazică a primit o insuficiență atenție din partea cercetătorilor, comparativ cu celelalte boli autoimune, poate și pentru că terapiile existente până acum nu ofereau rezultate spectaculoase. Se cunoaște că la instalarea și evoluția bolii, un rol important îl joacă sistemul imun și genetic, precum și interrelația lor, dar și la acest capitol, în pofida studiilor multiple efectuate, lipsesc teoriile fundamentale. Sistemul de histocompatibilitate probabil este cel care dictează particularitățile imunologice, clinice și evolutive. Studierea corelațiilor imunogenetice și clinice ar putea ajuta la stabilirea unui diagnostic precoce și la intervenții terapeutice adecvate. Odată cu introducerea noilor agenți biologici în terapia artritei psoriazice, interesul cercetătorilor s-a refocalizat. În special, în identificarea modificărilor aparente în sistemul imun și a impactul predispoziției genetice asupra evoluției bolii și eficacității terapiilor aplicate. Lucrurile nu sunt foarte simple, deoarece artrita psoriazică este o suferință cu multiple expresii clinice, cunoaștem aceasta. Pacienții pot prezenta artrită periferică, aproape nediferențială de artrita reumatoidă, sau afectare spinală, similară cu spondiloartrita anchilozantă, și circa 70% au afectare cutanată. Pe de altă parte, artrita psoriazică prezintă un tablou clinico-evolutiv foarte variat, de aici rezultă și existența numeroaselor dificultăți de diagnostic, de apreciere activității maladiei,
și de diagnostic diferențial. La fel, dificultățile de diagnostic se explică prin extinderea spectrului manifestărilor musculoscheletale, atribuind entezopatiilor o importanță clinică similară cu afectarea articulațiilor periferice, coloanei vertebrale și articulațiilor iliosacrale. Însă diferențierea clinică rămâne o mare problemă până când. Conform literaturii de specialitate, activitatea este pilonul de bază în monitorizarea pacienților cu artrită psoriazică. Pentru evaluarea activității artritei psoriazice au fost utilizate instrumente clinice generice, așa ca DAS-28 și elaborate cele noi, DAPSA, care constituie un instrument clinic specific bolii, validat și fizabil pentru evaluarea artritei psoriazice. În acest context, cercetătorii au analizat posibilitatea evaluării nu numai criteriilor pentru stările de activitate a bolii, dar și răspunsul la tratament. Astfel, în absența unor teste biologice specifice, definirea precisă a artritei psoriazice rămâne dificilă. Boala se prezintă cel mai frecvent, drept o oligoartrită seronegativă, întâlnită la pacienții cu psoriazis, în timp ce implicarea articulară distală și artrita mutilantă sunt caracteristicile mai puțin frecvente. Într-o analiză profundă, cea evoluată aprecierea de activitate a artritei psoriazice au fost identificate și un șir de instrumente propuse de Grappa și Omeract. În virtutea numeroaselor aspecte neelucidate ale artritei psoriazice, studiul prezentat de către doctoranta Rotaru Tatiana, impactul clinic și social al artritei psoriazice, se încadrează în rândul unor investigații de actualitate în domeniul reumatologiei. Actualitatea este scrisă bine și conține o reflectare amplă și minuțioasă a argumentelor pentru utilitatea și informativitatea instrumentelor clinice contemporane de evaluare a pacientului cu artrită psoriazică, cu scopul de a stabili factorii ce influențează povara bolii asupra pacientului. Astfel, cercetarea s-a focalizat pe parametrii de activitate a bolii, DAPSA, cercetarea intenzitelor, scorul MASIS, afectarea butanată PASI, satisfacția pacientului de serviciile medicale, calitatea vieții, funcționalitatea și chestionarul de evaluare a sănătății HAC. Acestea, ca și în domenii clinice și psihosociale, au fost îndeplinite de medici și de pacienți, cât și impactul bolii asupra pacientului cu artrită psoriazică din perspectivele pacientului. Acest capitol demonstrează capacitatea doctorantei de a analiza și sintetiza datele din literatura studiată. Scopul tezei a fost formulat explicit și concis și a constat în studierea domeniilor de impact și a conceptelor importante pentru abordarea artritei psoriazice din perspectiva pacientului. Pentru realizarea acestui deziderat au fost propuse un șir de obiective investigaționale prin trasarea a 5 obiective. Analiza influenței factorilor demografici și factorilor socioeconomice asupra pacienților cu artrită psoriazică și a rolului lor în dezvoltarea maladiei, aprecierea informativității instrumentelor clinice specifice asupra artritei psoriazice și valorificarea lor clinică și diagnostică, estimarea complianței la tratament din perspectiva pacientului, determinarea costurilor de management a pacienților cu artrită psoriazică și a factorilor predictivi pentru diminuarea acestor cheltuieli și elaborarea unui model de abordare individualizat a pacienților cu artrită psoriazică care ar contribui la optimizarea conduitei curative acestora. Aceste obiective sunt formulate clar, laconic și în mod succesiv. Conform acestor obiective s-a efectuat cercetare particularităților și impactului clinico-social al artritei psoriazice în dependență de varianta clinică a bolii din partea medicului și pacientului. Lucrarea este valoroasă și prin studiul activității inflamației sistemice și a impactului social a bolii la pacienții cu artrită psoriazică. Alte obiective importante realizate în studiu sunt aplicarea instrumentelor clinice disponibile pentru spondiloartritele într-un lot de pacienți, unde după aprecierea activității bolii, calității viețiilor, dizabilității și tratamentul administrat, s-a continuat cu analiza impactului bolii asupra pacienților cu implicare cutanată și articulară prin PSAID, dar și costurile conduite și disponibilitatea de a achita serviciile medicale pe durata evoluției bolii.
Din obiectivele expuse, se distinge și caracterul în mare parte inovator al cercetării, și anume rezultatele studiului multilateral cu utilizarea parametrilor clinici, paraclinici, imagistici și a instrumentelor clinice au adus contribuții la identificarea factorilor de influență a artritei psoriatice asupra pacientului. Ca noutate științifică, avem prin perspectiva studiul transversal realizat pentru aplicierea domeniului de impact, a fost evaluat un lot reprezentativ de pacienți cu artrită psoriazică. Prin metode clinice, imunologice, biochimice și imagistice, au fost elucidate variabilele ce comportă impact asupra lor. În premieră au fost calculate indicele productivității muncii și costurile directe și indirecte suportate de pacienți examinați. Prin apreciere satisfacției pacientului și calității vieții lor, de către doctorant a fost conturată calitatea actului medical. În continuare, este relatată valoarea teoretică și aplicativă a lucrării, care se bazează pe argumentarea utilizării și informativității instrumentelor clinice contemporane de evaluare a pacientului cu artrită psoriazică și a stabilit factorii ce influențează povara bolii asupra pacientului. Astfel, cercetarea s-a focalizat pe parametri de activitate a bolii, cercetarea indezitelor, afectarea cutanată, satisfacția pacientului de serviciile medicale și calitatea vieții și funcționalitatea și chestionarul de evaluare a sănătății. Aprobarea rezultatelor și publicații la tema tezei sunt suficiente. Teza constituie din 120 de pagini text de bază, fiind constituită din introducere, 4 capitole, un capitol reprezintă review-ul literaturii, capitolul 2, materialul și metodele de cercetare, care este descris, anunțit, cu indicarea metodologică a tuturor cercetărilor efectuate, și capitolul 3, care prezintă partea experimentală a tezei, cu includerea datelor obținute și discutarea acestora. Capitolul 4, care conține o recapitulizare și analiză detaliată a rezultatelor cercetării științifice efectuate, inclusiv prin compararea rezultatelor proprii cu datele literaturii mondiale la specialitate. Avem concluzii 6 la număr, recomandări practici 3, bibliografia 172 de surse, 18 anexe, 20 de tabele și 24 de figuri. Astfel, la baza revistei literaturii au stat cercetările fundamentale din ultimii ani. Materialul și subcapitolele sunt bine structurate, fapt care denotă că doctoranta Protaru Tatiana a studiat amplu problema pentru a evidenția esențialul și a fost expus într-o formă științifică. La capitolul material și metode, acest capitol este dedicat caracteristicii clinico-statuare a pacienților incluși în studiu și descrierii programelor și metodelor de examinare. Necesită de menționat că în studiul efectuat de doctoranta Rotaru Tatiana a fost inclus un lot reprezentativ de pacienți, fapt care a permis de a face concluzii statistice veritabile. A fost efectuat un studiu transversal cu includerea 92 de pacienți cu artrită psoriazică, eligibil conform criteriilor stabilite. Pacienții au fost supuși unei examinări complexe, care a inclus anchetarea, examenul clinic și paraclinic. Confirmarea diagnosticului de artrită psoriazică a fost efectuată în conformitate cu criteriile de clasificare CASPAR. Abordarea complexă a pacienților cu artrită psoriazică a presupus examenul general, în special evaluarea generală a urmării datelor din chestionarul de lucru, examenul clinic pe sisteme și organe, cât și cercetările de laborator. Examenul special a inclus cercetarea factorului reumatoid, numărul de articulații dureroase, numărul de articulații inflamate, evaluarea globală efectuată de medic și respectiv de pacient, prin notarea răspunsurilor la chestionarul de apreciere a sănătății, HAC. Pentru determinarea activității artritei psoriazice a fost aplicat chestionarul de activitate a bolii în artrita psoriazică, DAPSA. Activitatea afectării articulațiilor axiale s-a determinat conform indexului de activitate a bolii în spondiloartrită anchilozantă, BASDAI, iar scorul de indizite pentru spondiloartrită anchilozantă a fost utilizat scorul MASIS,
ca instrument de obiectivizare a indizitelor. Aprecierea leziunilor tegumentare a fost efectuată aplicând indicele severității și ariei psoriazisului, indexul bazei. Cercetările imagistice au inclus radiografia convențională și ultrasonografia musculo-skeletală zonelor articulațiilor afectate. Astfel, metodele de examinare sunt contemporane, informative și adecvate sarcinilor studiului. Este de remarcat un spectru mare de metode statistice folosite în realizarea studiului și evaluarea rezultatelor, care și ele adaugă valoare tezei. Așadar, capitolul material și metode întrunește descrierea materialului clinic și desenul designul studiului, care conține metodele noi performante de cercetare cu aplicarea procedurilor statistice contemporane și obiective. Capitolul 3. Fiabilitatea instrumentelor clinice pentru evaluarea manifestărilor artritei psoriazice. Conține date generale de lotul de studiu aranjate în tabele bine organizate. Au fost prezentate cu lux de amănunte evaluarea pacientului prin criteriile CASPAR, cu confirmarea faptului că unul din pilonii evaluării artritei psoriazice la debutul și pe perioada de monitorizare este activitatea bolii, măsurată prin instrumentele fiabile, așa ca DAPSA, care sunt necesare pentru stratificarea pacienților conform gradului de activitate sau obținerea remisiunii pentru a preveni complicațiile maladiei. Analiza datelor prezentate de doctorant a demonstrat că nivelul aprecierii de medici este mai obiectiv din motive că pacientul este abordat multilateral, pe când pacientul rămâne subiectiv asupra stării lui, dar MDI-ul și MDGI-ul, având grad moderat, au corelat cu VAS durere, scorul intenzial mazis și numărul de articulații dureroase. Este minuțios descris sindromul articular, folosind evaluările radiologice, examenul tomografic și ultrasonografic. Rezultatele obținute ulterior sunt explicate și suprapuse cu rezultatele altor studii existente, ceea ce mărește semnificativ concluziile proprii. Date cu valoare deosebită s-au obținut de doctorantă prin estimarea metodelor imagistice, care au demonstrat că joacă un rol important în diagnosticare și evaluarea pacienților cu artrită psoriazică și acoperă toate tipurile de boală, cât și concluzie că ultrasonografia și rezonanța magnetică au sensibilități și specificități legate pentru detectarea sinovitei și pot fi utile pentru diagnosticul diferențial cu alte maladii musculoscheletale, în fazele, în special, precoce și preclinice a bolii. O altă latură importantă a inclus tratamentul artritei psoriazice, cu separarea pacienților în 5 grupe de remedii, așa ca tratamentul topical, remediile antiinflamatorii nesteroidiene și steroidiene, remediile ce modifică patogenia maladilor reumatice utilizate pe larg în reumatologia contemporană. De către doctorantă s-a notat că cumplianța înaltă la remedii antiinflamatorii nesteroidiene este de fapt lupta cu durerea, dar nu cu soluționarea bolii. De a preciza că cumplianța joasă la tratament este dificultate de bună realizare a bolii, fără complicații severe ce afectează calitatea vieților. Cumplianța la tratament corelează slab cu activitatea bolii, dar corelează, în schimb, corelează strâns planii de studii. Astfel, autoarea în concluzie menționează că artrita psoriazică evidențiază existența unui sindrom articular polimorf și variat și analiza datelor de evaluare a stării globale de pacient și doctor a prezentat ca nivel apreciat de medici este obiectiv din motive că pacientul este abordat multilateral. Pe când pacientul rămâne subiectiv asupra stării lor, dar PGI-ul și MDGI-ul, având grad moderat, au corelat cu VAS, cu durerea, cu scorul intenzial mazis și numărul de articulații dureroase. În capitolul 4, dimensionarea impactului social și economic al bolii asupra pacienților cu artrită psoriazică. Se descrie rezultatele cercetării proprii printr-o manieră de confruntare cu datele literaturii de specialitate și este dedicat analizei ample a impactului clinico-social a bolii pacientului cu artrită psoriazică. Sunt apreciate particularitățile statusului evolutiv,
și a costurilor pentru pacienții din Republica Moldova, cu evidențierea specificității pentru diferite tipuri de evoluție ale artritei psoriatice. Astfel, conține o recapitulare și o analiză detaliată a rezultatelor cercetării științifice efectuate, inclusiv prin comparare rezultatelor proprii cu datele literaturii mondiale de specialitate. Doamna Rotaru argumentează convingător rezultatele proprii și explică divergențele cu datele de specialitate. Autoarea s-a străduit să evidențieze avantajos aspectele inedite ale lucrării efectuate. Autoarea constată impactul social și economic a maladiei asupra pacientului cu artrită psoriazică, care este semnificativ și se traduce prin scorul indicilor bunăstării generale. Relația bivalentă la așa parametri ca depresia, anxietatea, susținută de durere, dar și leziunile cutanate, ceea ce accentuează problemele de sănătate și admite creșterea gradului de suferință. Suplimentar, doctoranta menționează că rezultatele obținute în urma evaluării satisfacției generale a pacienților cu artrită psoriazică atestă un nivel redus comparativ cu media populației generală, iar pentru aspectele impresionale, valorile s-au dovedit a fi mai înalte decât media generală. Aceste rezultate confirmă păstrarea unui grad acceptabil de comunicare între medic și pacient, de altfel domeniul financiar au acumulat un scor mic, ceea ce înseamnă că costurile impuse de artrită psoriazică sunt mari și a generat insatisfacție. S-a impus echilibrarea impactului serviciilor medicale în percepția pacienților pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale. La fel, în privința costurilor, în capitol se menționează că cele mai ponderale au fost cheltuielile pentru tratament urmate de spitalizări. Astfel, artrita psoriazică este asociată cu o povară economică semnificativă, iar terapiile biologice și tratamentul comorbidităților contribuie semnificativ la majorarea costurilor. Totodată, impactul bolii s-a reflectat prin lipsa de la muncă, absentinismul și potențial scăzut la locul de lucru, prezentism, ce au consecință asupra veniturilor, persoanei și bugetului familiei, cât și asupra stării de sănătate a populației. Mai mult ca atât, impactul bolii din perspectiva pacientului a redat că 4-5 din pacienți au avut impactul semnificativ a bolii, notat peste 4 puncte, redate prin implicarea tegumentară, funcționalitatea articulară joasă, durere și fatigabilitate. În lucrare sunt trasate 6 concluzii și 3 recomandări practice care sunt clare, reiese din obiectivele studiului și prezintă valoare importante. Autoreferatul este scris în stil academic, pe deplin reflectă conținutul tezei. Ca obiecții, deci, consider necesară o redactare stilistică și gramaticală adecvată a tezei, o revizuire a concluziilor la finalul capitolului, atât din punct de vedere gramatical și stilistic, iar la capitolul material și metode, este recomandabil de descris mai amplu metodologia aprecierii costurilor directe și indirecte. Însă, toate aceste obiecții nu reduc valoarea studiului și la descrierea doctorantei și a conducătorului și consultantului specific pot fi rectificate fără careva impact asupra rezultatului obținut. În concluzie, spate de afirmat. Lucrarea prezentată de doamna Rotaru Tatiana la tema impactul clinic și social al artritei psoriatice este consacrată unei probleme de actualitate al medicinii. Studiul este complex, prezintă valoare științifică, reprezintă un studiu finisat, corespunde exigențelor înalte pentru teza de doctor în medicină, iar autoarea și autoarea, în baza experienței clinice, competenței științifice, merită acordarea gradului științific de doctor în medicină la cifrul 321.04, deci corespunde între totul cerințelor fază de tezele de doctor în știință și propune pentru aprobare și conferirea gradului științific de doctor în medicină. Felicit conducătorul și consultantul științific cu o lucrare destul de frumoasă și destul de actuală și prezentat excelent.
Mulțumim, doamna profesor. Doamna profesor Ileana Gropa, mulțumesc mult pentru că ați acceptat să recenzați lucrarea noastră. Mulțumiri pentru aprecierea înaltă a tezei. Vă sunt recunoscătoare pentru oportunitatea de a prezenta teza în seminarul științific de prostie de neonatologie și obiecția dumneavoastră le vă succes în continuare. Mulțumesc. Mulțumim, da, doamnă profesor Tania Duc. Mulțumim. Stimate domnule președinte, distinși membri ai Consiliului Științific, onoratul asistență, deci eu am să fiu mai succint, dat fiind această recenzie exhaustivă făcută de doamna profesor Gropa. Deci, această teză pe care noi astăzi o examinăm deja nu prima dată, deci este o teză tradițională pentru doamna profesor Mazur ca conducător și domnul Călimician Popovici ca consultant în cazul dat, dar și ca conducător, deci ei au o tradiție de a examina problema multilateral. Și aici noi iarăși vedem o abordare din punct de vedere clinic, social și economic a problemei artritei psoriazice. Psoriazul per se este o problemă extrem de complicată, deoarece este o maladie care progresează nefavorabil și afectează foarte mult atât persoana cât și familia acestei persoane, iar artrita este una din complicațiile care are un impact extrem de grav asupra capacității omului de a aduce o viață normală. Deci problema este extrem de actuală. Această actualitate, doamna pretendentă a reușit să ne convingă de ea prin analiza datelor epidemiologice, dar și prin rezultatele cercetării. Deci analiza datelor epidemiologice pe care le prezintă în review literaturii ne spun că de la 2-3% de persoane au psoriazis și de 2 ori mai mult în populația caucaziană. Iar doamna în studiu propriu a stabilit că practic majoritatea din acești pacienți au vârstă între 30-50 de ani și 60% din ei au o calitate vieții extrem de proastă. Deci de aici este evident că acest studiu a fost necesar de a fi inițiat și este la fel de evident că este necesar de a continua cercetările și nu de a se opri în analiza problemelor care sunt puse de această patologie și de complicația în formă de artrită. Deci analiza bibliografică făcută de doamna pretendentă este la fel multilaterală, dar este clasică în abordarea problemelor medicale. Deci dumneavoastră ei face în review literaturii, revista datelor epidemiologice, conceptelor moderne referitor la mecanismele patogenetice ale maladiei. Logic reiese că dacă știm mecanismele patogenetice, facem o analiză detaliată a manifestărilor clinice, abordărilor diagnostice și de tratament și un accent deosebit, așa că un capitol foarte consistent este analiza aplicabilității diferitor instrumente care se aplică în alte domenii, dar și în studiul artritei psoriazice, deci în alte centre, pentru a fundamenta necesitatea de a extinde utilizarea lor în Republica Moldova. Deci, făcând o asemenea analiză foarte detaliată a literaturii de specialitate, foarte logic sunt formulate, reieșind din aceste analize, scopul și obiectivele cercetării și fiind ele foarte clare, din ele la fel de evident rezultă și descrierea materialelor și metodelor. Deci designul care a fost descris în capitolul 2 este un design foarte logic de abordare a problemei științifice și la fiecare compartiment al studiului sunt selectate metode perfect potrivite pentru întrebarea care a fost formulată în obiectivul corespunzător. Deci dumneavoastră a reușit
cu ajutorul conducătorilor să facă un calcul foarte corect al numărului de pacienți, să stabilească metodologia generală și să concretizeze exact metoda per fiecare obiectiv și ca, să zicem așa, cireașa de pe tort, după cum a menționat și doamna profesor Gropa, o analiză statistică foarte elaborată care permite să ajungem la concluzia că tot ce s-a prezentat este veridic, este valabil și este credibil. Deci, din rezultatele obținute, eu nu pot să mă pronunț în detalii foarte mult cu privire la aspectele clinice, oricum sunt anumite puncte de reper pe care aș vrea să le menționez și care îmi pare că sunt pe înțelesul absolut a tuturor, chiar și celor care nu sunt din domeniul medical. Chiar dacă o persoană din afară citește această teză, el înțelege că această maladie are un impact major, negativ, asupra statutului social, funcțional și economic al persoanei, al familiei și al țării în întregime, deoarece persoana care nu poate lucra eficient nu aduce contribuție dezvoltării țării așa cum ar putea să o facă dacă ar fi sănătos și aceasta atrage atenția a populației în general și sperăm ca factorilor de decizie asupra putinității acestei probleme. Deci, în al doilea rând, se aplică un panel foarte larg de instrumente care nu necesită cheltuieli majore, care pot fi aplicate de pacient însăși, de medicul de familie, de, la urmă urmei și de o asistentă medicală instruită bine și de alte cadre medicale, ceea ce permite o monitorizare continuă, destul de eficientă, cu obținerea unor informații pertinente privire la stare de sănătate a pacientului, fără a împovăra atât pacientul cât și sistemul de sănătate cu investigații foarte costisitoare continue. Adică când trebuie făcute, trebuie, dar dacă este posibil să monitorizăm eficient fără cheltuieli mari, este un plus foarte mare și doamna demonstrează că aceste instrumente ne dau informații obiective și valoroase. Totuși aici apare cel mic dar care l-a menționat și doamna profesor Gropa, că autoevaluarea de către pacient trebuie privită critic, deoarece sunt și unele așa nuanțe cum persoana este, ce statut psihologic are și cum se autoapreciază. Deci e evident că pe lângă autoevaluare este iminentă implicarea medicului, care așa formal este mai distant, el cu inima este cu pacientul, dar formal este mai distant, el evaluează mai obiectiv și în cumul, în parteneriat pacientul cu medicul, ajung la un rezultat obiectiv al stării acestui pacient. Deci încă un lucru foarte, din punctul meu de vedere, interesant pe care îl scoate în evidență această teză este faptul că, pe lângă cel bine cunoscut că cu cât nivelul de educație este mai înalt, cu atât este mai disciplinat pacientul, deci al doilea factor este că dacă beneficiul este mai rapid și mai consistent, dispare durerea, chiar și cel care nu prea e disciplinat se va ține de tratament. Deci, noi trebuie probabil că să ne modificăm puțin paradigma noastră de privire a medicului, că ai sărabse puțin, că efectul la medicamentul ăsta este mai bun, chiar dacă e în timp. Dacă noi vrem ca pacientul să fie disciplinat și să ia tratamentul, trebuie să-i asigurăm și o anumită zonă de confort, ca el să-și crească această deprindere de a primi medicamentul regulat și poate ulterior deja vom putea să contăm și pe conștiinciozitatea sa.
Foarte mult m-a întristat concluzia care iese din chestionare că pacienții noștri sunt dispuși să dea mai mulți bani pentru distracție decât pentru tratament. Dar chestionarul a scos în evidență și acest lucru și de aici consider că această tendință trebuie cumva cu ajutorul, nu știu, mass media, psihologilor și altor specialiști din alte domenii, nu doar medical, treptat reversată ca omul să înțeleagă că dacă el alocă resurse pentru sănătate, deci el ulterior va avea mai multe resurse și pentru distracții și posibilități de a avea aceste distracții. Deci, teza, n-am să o descriu, deci este o teză clasică, după structură, deci se conformează în întregime cerințelor ghidului ANACEP, deci așa eu intuiesc că toate recomandările care au fost date la toate trei etape de evaluare prealabile au contribuit la faptul că după formă este în final practic impecabilă această teză. Deci ce ține de concluzii? Deci concluziile au o formulare suficient de detaliată, dar totuși sunt clare și concise, adică nu sunt exagerat de lungi. Deci gândul este formulat așa că este înțeles exact la ce se referă autorul și ele practic răspund la cele întrebări care au fost stipulate în obiectivele cercetării. Deci sunt suficiente, așa să zic, date numerice, cifre care substanțiază cele mai importante concluzii. Și validate au fost rezultatele și concluziile cercetării într-un număr foarte mare de prezentări la diferite foruri științifice, deci este evident că după atâtea discuții ele sunt veridice, valabile și bune. Deci, ceea ce ține de recomandările practice și acel algoritm care a fost prezentat pe tablă, deci el este foarte bun, dar totuși dacă undeva acolo ar apărea un psiholog, în lucru cu acești pacienți, fiindcă însăși pretendenta a menționat această stigmă care nu este specifică pentru pacienții din alte zone geografice, din Europa, spre exemplu, posibil că starea lor de autoapreciere ar fi alta și de ce poate când se va recurge la implementarea acestui algoritm undeva de gândit dacă ar fi posibil și așa o dezvoltare a lui. În concluzie, deci teza de doctorul în științe medicale a doamnei Rotaru Tatiana, impactul clinic și social al artritei psoriazice la specialitatea reumatologie, corespunde cerințelor Agenției Naționale pentru ANACEC față de lucrările de acest tip și pretendenta poate să-i fie conferit titlul de doctor în științe medicale. Mulțumesc, doamna profesor, poftim răspundere. Mulțumesc, doamna profesor, vă mulțumesc mult, sincer, mulțumiri pentru grația că trebuie să recenzați teza noastră și pentru apreciere care ați adus. Mulțumim. Deci trecem la următorul punct. Discuția asupra rolului științifice a TIV-ului, a studiului și aici rog să se implice ceilalți în afară de membrii Consiliului, fiindcă ei se vor expune interior în mod obligatoriu. Inții prezență. Da, poftim, doamna doctor. Da, poate treci, treci. Bună ziua, Maria Pirogășiu, stiată universitar, Catedrul Cerfării. Mulți stimați domnului președinte, stimați membrii Consiliului Științific Specializat, onorată asistență. Am o deosebită plăcere să mă aflu aici și să fiu prezentă la o susținere de teză de doctor în științe medicale la sfârșit de drum de cercetare a unui studiu
și mă bucur foarte mult pentru aceste rezultate frumoase care au fost prezentate astăzi. Realizez că acest drum nu a fost deloc ușor, dar interesant. Realizez acest lucru din considerente că și eu am fost o participă acestei echipe care a participat la realizarea acestui studiu și în cadrul acestui drum destul de anevoios în unele situații, ne-am intersectat în unele detalii, ne-am colucrat, ne-am așteptat reciproc, am participat la congrese, la conferințe și am lucrat. Am lucrat foarte mult cu doamna Tatiana, am lucrat foarte mult cu pacienții și cu analiza materialului care a acumulat. Datele acestui studiu sunt foarte actuale și prezentarea la numeroase forumuri științifice argumentează acest lucru și eu sunt sigură că rezultatele acestei cercetări vor fi încadrate în lucru medicilor de familie, medicilor specialiști, echipe medicale pentru a asigura creșterea calității vieții pacienților cu artrită psoriazică, pentru a scădea impactul bolii asupra acestor pacienți. Vă felicit, doamnă Tatiana, cu această susținere și mult succes în continuare. Mulțumesc pentru atenție. Doamna doctora, cineva mai dorește să-i spun? Dacă nu, atunci mergem mai departe și mă refer la membrii Consiliului Științei. Domn profesor Mușet, vă rugăm. Stimate domnule președinte, stimați membri Consiliului Științific, stimate doamnă Tatiana, onorată asistență. Teza prezentată pentru obținerea gradului științific de doctor în științe medicale este consacrată unei patologii poligene multifactoriale. Genele defectate se localizează pe a șase perechi de cromozomi, acolo unde se găsesc și antigenele de histocompatibilitate majoră. Acest defect sub influența factorilor trigger sau factorilor de risc conduc la apariția acelor afecte fiziopatologice în apariția bolii. Maladia are nu are o metodă de vindicare, are un tratament aplicat de lungă durată, costisitor, și influențează impactul, are impact asupra sănătății pacientului, calității vieții. S-a menționat psoriazul cutanat, căci artrita psoriatică este în creștere. Cercetările epidemiologice efectuate din Institutul Central Științific de Dermatologie, într-un lot masiv a pacienților din Europa de Est, arăta o incidență de 0,75% din pacienți, din populație, scuzați. De când astăzi, acest indice atinge 2-3%, poate să ajungă și mai mult. Din analiza efectuată pe un lot de 1114 pacienți cu psoriază, pe care eu i-am examinat, am înregistrat 12% artrită psoriază. Când astăzi, această cifră, după cum este în literatură și a menționat doamna doctorantă, atinge 30%. Deci, psoriazisul evoluează în diferite variante clinice, cum ar fi psoriazul obișnuit sau cel cunoscut dumneavoastră psoriazul vulgar. Eritrodermia psoriatică, artrita psoriatică și psoriazul pusturos. De aici, acești pacienți nimeresc la diferiți medici, la medic de familie, medic dermatolog și, desigur, la reumatolog. Deci această lucrare este o lucrare pentru necesitate, pentru medicina practică. Și doamna doctorantă aduce cele mai mult, scuzați-mă, metode
de examinare. Dacă nu de mult psoriasul era socotit ca un defect cosmetic, astăzi cercetările moderne ne vorbesc despre implicarea psoriasului în sindromul metabolic. Detalii biologiei moleculare includ această maladie în noul concept de cercetare a microbiomului uman. De rând cu diabetul zaharat, cu boala Crohn, astmul bronșic, eczema și altele. Actualmente este cunoscut că în corpul fiecare de noi există de 10 ori mai multe celule microbiene decât celule care compun organismul uman. Oamenii se deosebesc nu numai prin grupa de sânge, dar și prin bacterii, numărul de bacterii. Oamenii de știință cred că descoperirea enterotipurilor microbiene va duce la transformarea medicinii, așa cum s-a întâmplat cu grupele sanguine. În baza acestui concept va fi elaborată o nouă clasificare a patologiei umane. Se vor evalua noi metode rafinate de diagnostic, de tratament și dietă personalizată. Psoriazisul va fi inclus în tratamentul fără medicamente, tratament prin transplant de microbi. Asta o paranteză mică și susțin opinia recenzenților oficiali că doamna Tatiana a pregătit, efectuat un studiu științific consacrat unei maladii, unei probleme actuale, a întrebuințat cele mai moderne metode informative pentru diagnostic, pentru aprecierea activității maladiei, a selectat cele mai moderne medicamente și un medic de familie, un medic practic, va găsi aceste recomandări în practica medicală. Susțin opinia referenților oficiali, viteza corespunde cerințelor, iar doamna doctorantă merită gradul de doctor în științe medicale. Și o adresare la doamna conducător, căci o teză de doctorat ar trebui poate să conține mai puține, să aveți cerințele, poate o leacă mai puține. Eu consider că această teză astăzi completamente corespunde cerințelor unei teze doctor abilitat în medicină. Vă felicit, conducători, de doctorante și cei toți care au participat în efectuarea acestui studiu. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domn profesor Mușet. Conform listei, mai departe mergem doamna profesoară Gabriela Nevană. Stimate domnule președinte, stimați membrii ai Consiliului Științific Specializat, onorată asistență. Importanța problemei discutate rezidă din faptul că prevalența globală a artritei psoriazice în populația generală este în creștere, astfel menționându-se că este de 1-2 persoane la 1000 populații. Deși s-au înregistrat progrese impresionante în ceea ce privește opțiunile terapeutice în artrita psoriazică, fiind împrumutate elemente de diagnostic și tratament din alte boli, precum artrita reumatoidă, spondiloartrita anchilozantă și psoriazisul, impactul artritei psoriazice este diferit comparativ cu aceste boli fiecare în parte. Astfel, evaluarea acestor pacienți rămâne o provocare în reumatologie din motiv că manifestările artritei psoriazice sunt extrem de heterogene, prezentând diverse fenotipuri
și nu există biomarkeri paraclinici specifici care să reflecte activitatea bolii. Iar tratamentul nu funcționează la fel de bine la toți pacienții pe diferite domenii de activitate a bolii. În această ordine de idei, necesitatea derulării unui studiu în acest domeniu a fost argumentată și actuală. În rezultat, lucrarea realizată și-a atins scopul printr-o abordare globală a artritei psoriazice și efectelor bolii, prin identificarea acelor domenii afectate de sănătate și de viață, care prezintă importanță atât pentru pacienți, cât și familiile acestora. Studierea specifică pe domenii de impact s-a realizat prin utilizarea unui set de instrumente moderne, care, chiar dacă nu necesită cheltuieli suplimentare, precum s-a menționat de antevorbitorul meu, necesită o resursă foarte importantă, care este timpul acordat evaluării pacienților. De menționat, evaluarea impactului artritei psoriazice din perspectiva pacienților prin instrumentul PSAID-12, rezultatele obținute fiind grupate în categorii de impact fizic, predominat de afectarea articulației, la fel manifestările tegumentare și impactul psihologic și social asupra pacientului. Au fost identificate caracteristici ale zonei noastre geografice, socioeconomice și culturale și modul în care artrita psoriazică afectează viața cotidiană a pacienților, ceea ce contribuie la o mai bună înțelegere a obiectivelor individuale ale pacientului. Prin aplicarea instrumentului de evaluare a stării generale de bine, General Well-Being, s-a pus în evidență că peste 60% de pacienți sesizează o suferință severă legată de boală. Sunt de valoare științifică și rezultatele obținute în teză, care denotă că artrita psoriazică are un impact major asupra pacienților pe domeniul fizic, prezentat printr-o afectare severă ulterioară a funcționalității articulare, cuantificată prin chestionarul HQ. Ca rezultat, peste 70% de pacienți au diferit grad de dizabilitate, inclusiv 6,5% dizabilitate severă. Rezultatele studiului au oferit informații cheie despre particularitățile costurilor directe și indirecte în artrita psoriazică. S-a demonstrat că cele mai ponderale au fost cheltuielile pentru tratament, peste 80% din costurile directe, iar costurile indirecte au fost determinate atât de absenteism, care a constituit în mediu 42 zile pe an, cât și prezenteism. Datele obținute evidențiază impactul artritei psoriazice asupra multiplelor domenii de sănătate din perspectiva pacientului. Au fost observate variații notabile ale rezultatelor la pacienții din Republica Moldova, care sunt ușor diferite de studiile din alte țări, confirmând astfel importanța luării în considerare a tuturor impacturilor potențiale ale bolii în luarea deciziilor comune pentru gestionarea artritei psoriazice. În concluzie, teza de doctor în științe medicale a doamnei Rotaru Tatiana, impactul clinic și social al artritei psoriazice, reprezintă o lucrare științifică de valoare actuală, iar materialele și metodele de cercetare aplicate sunt calitative și suficiente pentru concluziile și recomandările emise. Teza realizată corespunde regulamentului și cerințelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare din Republica Moldova, iar autoarea tezei, Rotaru Tatiana, merită acordarea titlului științific de doctor în științe medicale
la specialitatea 32104, reumatologie. Mulțumim, doamna conferențiar. Pe urmă. Doamna profesor Alexei. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, onorată asistență. Deci, îmi permiteți, având în vedere că antevorbitorii mei cu lux de amănunte a vorbit despre actualitate și alte componente ale lucrării de astăzi, să nu mă repet, dar să spun că totalmente susțin cele vorbite anterior, însă totuși îmi permiteți să dau niște sinteze și poate careva momente care, după părerea mea, chiar necesită să fie încă o dată în plus vociferate sau poate chiar niște momente care nu au fost spuse mai devreme. Stimați colegi, deci cunoaștem foarte bine că pacientul de astăzi deja nu mai este satisfăcut numai cu situația că să-i salvăm viața sau să-i menținem viața. Astăzi cerințele unui pacient sunt că să-i mai oferim și calitatea vieții, odată cu derularea bolii, având în vedere că dacă ea are un aspect cronic, înseamnă că boala rămâne alături de pacient, însă noi, toți cei care facem parte din sistemul de sănătate, deja avem sarcini mult mai mari decât de a trata. Avem sarcina de a-i oferi o viață cât mai calitativă. Nu numai sub aspectul prezenței sau absenței bolii, dar sub aspectul impactului social și cel economic și fizic. Deci, prin această lucrare chiar impresionează, pentru că vine să fie o lucrare interdisciplinară, atunci când un clinician nu uită că există și alte aspecte și asta este îmbucurător. Deci lucrarea vine să pună pe un plan și partea clinică, economică și, în ultimul rând, și cea socială. Deci, interdisciplinaritatea în cercetare astăzi este pe primul loc. Și de ce atunci când s-au vorbit că studiul este la sfârșit de cale, cumva chestii de acestea, eu aș zice că studiul dat nu trebuie să fie la sfârșit de cale și studiul dat merită să fie și mai departe lucrat, evaluat, mai mult decât atât aici, în argumentul ăsta. Eu am vorbit cu doamna pretendentă, noi am avut și niște discuții, deci pe parcursul evaluării luna asta care a fost dată Consiliului. Și am discutat foarte multe momente și am vorbit că, uite, lucrarea aceasta, chiar te rog să, cercetarea aceasta te rog să nu închei odată cu finalizarea tezii, să zicem așa, și obținerea titlului științific de doctoră științe medicală. Pentru că acea complexitate cu care echipa de cercetare, până cu doctoranda, au abordat tezii, este una de apreciat. Pentru că prin complexitate vorbesc acea metodologie care la fel m-a impresionat într-adevăr sub aspect de metodologie și analizele clasice, statistice, a fost destul de perfect. Da, este un studiu transversal, este un studiu, zic, dar oricum el a fost metodologic făcut foarte bine. Și complexitatea aplicării instrumentelor standardizate. Multe instrumente, chiar noi când am stat să le enumărăm și să vedem, pe partea socială, practic, aplicat toate instrumentele care astăzi se utilizează global. Și aceasta face ca baza de date colectată de doamna doctorandă să devină una foarte prețioasă, pentru că baza aceasta de date devine să fie comparabilă cu alte studii din alte țări. Și nu, în ultimul rând, este important ca studiul acesta să-l evaluați și să-l analizați mai departe sub alte aspecte, că baza asta de date să nu o puneți undeva într-o parte și să uitați de ea. Plus, ne uităm de proiecte de cercetare. Mie mi se pare că studiul acesta ar putea face față și parte dintr-un studiu de sinteză pe viitor sau o meta-analiză între diferite țări de această componentă.
Și asta urmează să vedea un interes pentru viitor, să dezvolta cercetarea sub aspectul deja deci unei echipe internaționale, ca să vedem unde se află Republica Moldova în acest context. De asta v-am și întrebat atunci cu comparația cu alte țări. Deci, interdisciplinaritatea, complexitatea. Dar, odată cu modelul care a fost prezentat, noi vedem și tendința aceasta de a da un model de conduită față de pacientul cu artrită psoriatică, unde există și nuanța aceasta de o atitudine personalizată față de fiecare pacient. Noi acum, când suntem înconjurați de multitudine de protocoale clinice care sunt foarte așa standardizate, tendința aceasta iarăși este una modernă. Medicina personalizată astăzi vine totuși cu deja tot mai tare și mai tare se aude despre ea, abordarea personalizată a fiecărui pacient, oricum rămâne să fie la deci ordinea de zi. Deci aceste trei aspecte am vrut să le evidențiez, să zic că lucrarea sub aspectul acesta a abordat tema și a abordat problema ținând cont de tendințele moderne a cercetării de astăzi. Și asta felicitările echipei în întregime. De ce, stimați colegi, îmi permiteți la final să concluzionez că tema și abordarea în care a fost făcută lucrarea corespunde cerințelor ANACEF, iar doctoranda merită să-i se ofere titlul de doctor în științe medicale. Felicitări! Mulțumim, doamna profesor! Deci, următorul care ar trebui este domnul conferențiar Moscau, din anumite motive, el nu este prezent, dar a prezentat referința cu care nu se cere, conform regulament, nu se cere referința, dar de la membrii consiliului. Dacă nu este prezent, se cere. Dacă nu este prezent la ședință, ceva am scris. Dar pentru dosar nu trebuie anexat. Deci, și deci referința este alcătuit prin două pagini, eu îmi permit să dau o citire doar concluzii. Cred că toți suntem de acord, da? Da. Consider că lucrarea realizată de doctoranda Tatiana Rotaru cu tema impactul social și economic al artritei psoriazice, cu îndeplinește cu prisosință condițiile necesare înaintate de ANACEF Republica Moldova, iar doamna Rotaru Tatiana merită pe deschid titlul de doctor în științe medicale. Și atât mulțumim domnului Moscanu și mă rog pe doamna secretar doamna științe medicale și doamna Rotaru să îi spună. Stimate președinte, membri ai Consiliului Științific Specializat, onorată asistență, știm cu toții că artrita psoriazică este o entitate nozologică unicală care o deosebește de cele alte artrite cronice inflamatorii prin simptomatologia clinică, prin acele necesități de tratament, dar și prin prognostic. Ea este mai puțin cercetată, însă acele cercetări care s-au efectuat până la moment au constatat că la circa 60% dintre pacienții ce suferă de artrită psoriazică suferă calitatea vieții, performanța muncii, dar această patologie și implică niște costuri medicale foarte semnificative. Din aceste considerente, un diagnostic precoce, un tratament adecvat ar reduce din dezabilitate, din durerea cronică, dar ar reduce și din aceste costuri pe care acești pacienți le necesită. Din aceste considerente, consider că această lucrare este actuală, deoarece a abordat un subiect actual al medicinii contemporane, cum ar fi artrita psoriazică, punându-se foarte bine accentele anume pe impactul clinic și social al acestei patologii, având un scop bine determinat prin obiectivele pe care și le-a trasat, a reușit să identifice acei factori demografici și socioeconomici care influențează apariția acestei patologii în Republica Moldova. Totodată, autoarea sub ghidarea conducătorului și consultantului științific a validat niște instrumente contemporane de abordare a pacientului cu artrită psoriazică
la diferite nivele de acordare a asistenței medicale și, într-un final, a elaborat și un algoritm de abordare personalizată a acestor pacienți, estimând costurile directe și indirecte pe care le comportă acest pacient. Metodologia cercetării este una actuală, scopul și obiectivele trasate i-a permis să obțină niște rezultate veridice care să limită și niște concluzii, obiective și recomandări practice care vor fi de un real folos medicilor de la diferite etape de acordare acestei asistențe medicale. Consider că lucrarea realizată prin originalitatea abordărilor, noutatea științifică, importanța teoretică și valoarea aplicativă se conformează exigențelor înaintate de către ANACEC față de tezele de doctor în științe medicale, iar autoarea merită pe deplin titlul științific de doctor în științe medicale, pentru care felicit și autoarea, și conducătorul și consultantul științific. Succes în continuare! Mulțumim, doamna Prorocaru, președința. Deci, îmi rămâne și mie să-mi spun părerea, dar nu știu ce pot să mai zic după ce au luat cuvântul la șansa omită. Chiar vreau să zic o care este una deosebită. Și dacă nu suntem obișnuiți de mulți ani cu studii clinice, clinico-fundamentare sau fundamentare, chiar prima dată participăm eu la un studiu unde se atrage, deci sunt atinse trei paliere, clinic, social și economic. În acest considerent, e o chiar interesantă, dumneavoastră aveți în scop chestia asta, de cine ați adăugat și economic în denumirea tezei? Deci este foarte frumos și simplu și chestia asta este adus în teză. Impactul clinic, social și economic la atletii psoriazice. Adică, după mine, chestia asta trebuie cu siguranță. Așa, fiindcă, dacă vreau studii este unul interdisciplinar, aș spune polivalent, cum a spus și domnul academician Popovici, fiindcă e la hotar cu mai multe chestiuni și chiar din ce în ce mai mult interesat și problema ține de palierul economic, fiindcă cum eram obișnuit, pe timpul nu mai socoteam banii, acum trebuie să socotim. Toată lumea normală, toată lumea civilizat, socoate bani atunci când își propune ceva și, în general, impactul economic și social a oricărei maladii asupra populației. Pentru ceea ce ați menționat este un lucru foarte clar. În special, suferă oamenii apți de muncă, respectiv, deci suferă numai calitatea vieții lor, dar și impactul asupra factorului economic al țării. Așa că, evident, eu nu pot spune altceva decât faptul că este o lucrare bună, laborioasă, deci cu noutate științifică și, deci, respectiv, răspunde tuturor rigorilor ANACEC. Vă felicit. Mulțumesc, domnule președinte, profesor Caraș, vă mulțumesc mult pentru apreciere. Da, mi-a spus mai ies cuvântul. Da. Deci, acum permiteți, în fel, cuvântul secretarului științific, care ne-am dus la cunoștință proiectul de hotărâri referitor la gradul de noutate și valoare științifică și practică a rezultatelor obținute în teză și conferirea titlului științific solicitat. Oftim, doamna Prorocaru. Deoarece toți membrii Consiliului Științific Specializat au primit proiectul de hotărâri prin EMA și este cunoscut cu acest proiect, permiteți-mi să dau citire doar concluzii și decizii. Permit. Hotărârea Consiliului Științific Specializat de 321.04 22-43 în cadrul Institutului de Cardiologie cu privire la conferirea titlului științific de doctor în științe medicale specialitate 321.04 Gliomatologie doamnei Tatiana Rocaru în urma susținerii publice a tezii de doctor în științe medicale cu tema impactul clinic și social al artritei psoriazice proces verbal numărul 1 din 16.03.2023. Concluzia Consiliului Științific Specializat. 1. Teza doamnei Tatiana Rotaru cu tema impactul clinic și social al artritei psoriazice prezintă o lucrare științifico-practică finalizată, originală, prin studierea domeniilor de impact și a conceptelor importante pentru abordarea artritei psoriazice din perspectiva pacientului.
2. Deci pozițiile unui studiu transversal, care a inclus pacienți cu artrită psoriazică, conform unor criterii bine stabilite, prin aplicarea metodologiei de cercetare științifică modernă, au fost obținute dovezi inedite de abordare personalizată a pacientului cu artrită psoriazică. 3. Rezultatele obținute, care au determinat soluționarea unei probleme științifice și aplicative de importanță socio-medicală majoră, rezidă în elaborarea unui algoritm de abordare personalizată a pacientului cu artrită psoriazică, care a contribuit la optimizarea conduitei curative și a permis diminuarea impactului bolii asupra pacientului cu artrită psoriazică. 4. Postulatele esențiale ale tezei sunt suficient expuse în rezumatul tezei și lucrările științifice publicate. 5. Teza doamnei Tatiana Rotaru cu temă Impactul clinic și social al artritei psoriazice după conținutul celor relatate, actualitatea problemei abordate, nivelul științific și metodologic, volumul materialelor analizat, notatea științifică, concluziile și recomandările practice formulate, corespunde regulamentul atestării cadrelor științifice și științifico-didactică din altă calificare și altor acte normative expuse în regulamentul Agenției Naționale de asigurare a calității în educație și cercetare a Republicii Moldova, la funcționarea consiliilor științifice specializate și conferirea titlurilor științifice și științifico-didactice din Republica Moldova și cerințelor stipulate în vedut privind perfectarea tezei de doctor și autoreferatelor cu modificările și completările ulterioare. Consiliul științific specializat D321.04-22-43, în conformitate cu actele normative ale Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a Republicii Moldova, a decis 1. A conferit doamnei Tatiana Rotaru titlul științific de doctor în științe medicale la specialitate 321.04 reumatologie. 2. A solicitat Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a Republicii Moldova de a confirma hotărârea Consiliului Științific Specializat de a conferi doamnei Rotaru Tatiana titlul științific de doctor în științe medicale la specialitate 321.04 reumatologie și de a elibera diploma respectivă. Mulțumim, doamna secretar. Deci punctul 13 e un punct de fel mai nou, dar de fel mai vechi. Înainte de COVID, chestia asta era totdeauna. S-a universitat și așa. Deci, dau citire în punctul 13. Membrii Consiliului Științific se retrag într-un birou separat pentru votare nominală a hotărârii, de care membru votează personal, semnând în lista membrii Consiliului Științific specializat în dreptul numelui. Rezultatele votării nominale sunt indicate în procesul verbal privind rezultatele votării membrilor Consiliului Științific specializat. De aceea vă poftim care aici alături a membrii Consiliului să ieșim. Stimați colegi, o dată asistență. Deci, procesul verbal prin rezultatele votării membrilor Consiliului Științific Specializat a fost la prezență la vot 6 membri, s-a votat pro 6 membri, orică zeau. Deci, deja și cuvântul doamnei doctorand Rochim. Da. Vreau să exprim mulțumiri Rectoratului Universității de Medicină de Nicolae Stâmbițanu pentru oportunitatea de a-mi face studiile în această alma mater, deci recunoștința administrației Institutului de Cardiologie și doamnului director conferențiar Vitalie Moscalu pentru posibilitatea de studii prin doctorat și posibilitatea de cercetare la bază clinică dotată. Gratitudine președinților și referinților la toate etapele aprobării tezei, la laborator, doamnei profesor Victoria Ivanov, profesorului cercetător Valeriu Coveț, conferențiarului universitar Snejana Vitrilă, președinților și referinților la seminarul științific, doamna profesor Juliana Gropa și conferențiarului Agache Svetlana. Rămân profund îndatorată referinților la rezumat, doamnei profesor universitar Deconu Camelia, profesor universitar Bartoș Daniela, Ancuța Cotrina Irena Mihaela din România, profesor universitar Lim Hamdi Amohamed din Egipt, profesor universitar Cobeț Valeriu și doctorului în științe medicale Bețiu Mircea, pentru aprecierea dată.
recunoștință membrilor Consiliului Științific Specializat, domnul profesor Mușet Gheorghe, doamna profesor Raevski Elena, domnul profesor Muscalu, domnul conferințiar Muscalu Vitalie și doamna conferințiar Vedrilă Snejana, pentru aprecierea dată și trasarea referilor pe viitor. Mulțumim președintelui, profesorului cercetător Caraus Alexandru și secretarului Consiliului Științific Specializat, doctor în științe medicale Cojocar Svetlana. Îmi exprim considerațiunea pentru suportul și înțelegerea colegilor cercetători. Cel mai sincer, mulțumim conducătorul științific profesor Minodora Mazur, care a muncit foarte mult împreună cu mine, eu am fost o doctorantă nu ușoară. Și mulțumesc tare mult și consultantul științific academician Bogoci Mihail și la vise sentimente familiei mele. Și la mai mulți, la mai mari, cum au zis și antivorbitorii mei, deci să nu puneți cruci pe tematica asta, pentru că este una interesantă și continuați mai departe. Mulțumesc! Sănătate, pace și succes! Cu asta, lucrările noastre de azi s-au sfârșit. Mulțumim la toată lumea!